Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, haideți să continuăm să vorbim din Scripturi despre această temă începută acum o săptămână, și anume despre păcat. Vom vorbi despre ispită. Această amăgire, această momeală, această înșelare care, prin atracția poftelor, face omul să păcătuiască. Oamenii păcătuiesc pentru că sunt ispitiți. Sunt unii despre care spune Biblia în Tit că păcătuiesc de la sine. Aceștia sunt niște oameni de o excepție negativă, din cei despre care scrie Solomon în Cartea Eclesiastului că pot muri înainte de vreme, pentru că sunt prin excelență mai răi decât normalul răutății. Însă, în mod deosebit vorbit despre noi și mare majoritatea oamenilor, oamenii păcătuiesc pentru că sunt provocați prin ispite. Aceasta face priză, face reacție cu pofta din interior și omul ajunge să păcătuiască. Citim aceasta în Iacov, capitolul 1, versetul 14. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Această stare, această definiție a ispitei, am putea zice. Biblia spune despre Satan că el este cel care se ocupă cu ispita. Ba chiar îl și numește Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5, zice Pavel, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul. Iar când l-a ispitit pe Domnul Iisus, la fel este numit. Deci una din denumirile diavolului este ispititorul. Noi oamenii suntem ispitiți. Și pentru că suntem de carne, spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 26, versetul 41, carnea este neputincioasă. Și de 6.000 de ani are Satan atâta succes în carnea asta neputincioasă, căzută sub efectul poftelor și al păcatului. Haideți să ne uităm în privința aceasta a ispitei, ce ne spune Biblia, cum prezintă Dumnezeu lucrarea aceasta și care este soluția lui Dumnezeu, posibilitatea de a rezista, de a reuși, de a birui ispitele, de a fi sfinți înaintea lui Dumnezeu, trăind aici pe pământ. Știți, spune Biblia în cartea Apocalipsei, vai de tine pământ și mare, că Satana e supărat și se ocupă cu această lucrare de ispitire. Vom privi mai întâi la o prezentare a ispitei și apoi în a doua parte, după cum facem noi de obicei, o să luăm și anumite exemple biblice pentru a înțelege mai ușor această lucrare. În primul rând, doar câteva generalități, reluând acest verset din Iacov capitolul 1, versetul 14, vedem că omul nostru carnal, spune aici, este atras de pofta lui însuși și momit. Poftele care lucrează în firea noastră pământească. Diferite pofte. Putem aminti ceea ce spune Psalmul 78 despre evrei, dar e la fel de valabil și pentru noi. 78:18, au ispitit pe Dumnezeu, fiind ei ispitiți în primul rând, în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Ispita se leagă strâns de aceste pofte ale omului. Și diavolul, cunoscând această slăbiciune a omului, că carnea este neputincioasă, ne cere la Dumnezeu să fim ispitiți. Cunoaștem cazul lui Iov. Satan a cerut în mod insistent să fie Iov ispitit. Și a încercat pe o parte și pe alta. Cunoaștem cazul lui Petru. Și ce să mai spunem dacă urmărim în Evanghelie că Satana l-a urmărit într-una chiar pe Domnul Iisus și l-a ispitit în toate felurile. Omul este abordat atât de frecvent de această stare de ispită. Și trăind în carne, este atât de vulnerabil. Cât privește Satana, ispititorul, spune Apostolul Pavel în a doua Corinteni, capitolul 11, versetul 3, avea Pavel teama aceasta. Și este o teamă întemeiată, nu o frică superficială. Mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva, deci ispitirea aceasta este o amăgire, cu șiretlicul lui,
Tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Deci rețineți, aici la nivelul gândirii acționează foarte mult satana. Și spune versetul 14, și nu este de mirare că și chiar satana se preface într-un înger de lumină. Satana, când vine să ispitească pe om cu șiretricul, cum a mers la Eva, vine cu niște gânduri grozave de bine puse la punct, foarte artizanate. Și el însuși se prezintă într-o formă de lumină, într-un chip binevoitor. El prin aceasta spune, cartea Apocalipsei, capitolul 12, versetul 9, diavolul, satana, ispititorul, cum am citit, acela care înșeală întreaga lume. În așa fel procedează satan încât reușește pe oameni să-i înșele, să-i amăgească. Ba, spune apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, că nu recurge doar la niște metode simple. Și spune aici, 6:11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept. Deci nu doar la niște amăgiri, ba chiar la o lucrare în forță. Să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Lucrează diavolul prin ispită ca și cum ar fi un război. Și vedeți, în vremea noastră, războiul se duce pe atâtea fronturi. Este un război militar efectiv, dar și acesta este ba convențional, ba sub o altă formă și stare. Apoi este un război psihologic, un război diplomatic și pe câte fronturi, cam așa, este și acest război al satanei sub forma ispitei. În toate chipurile, în toate felurile, așa cum este scris, procedează diavolul în a ispiti oamenii. Mai citim și din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 7. Trebuie să aibă o bună mărturie, spune despre lucrători, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Și tot lui Timotei scrie, a doua Timotei, 2:26, și venindu-și în fire, deci îi amețește diavolul pe oameni, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși ca să-i facă voia. Așadar, amăgiri, șiletricuri, uneltiri, războaie, curse, toate acestea sunt formele prin care acest ispititor îi prinde pe oameni să-i reducă la tăcere, să-i trântească jos, să-i omoare, să-i scoată din rai, să-i nimicească, să le facă toate șicanele și toate relele. Să-i facă să păcătuiască în toate felurile. Fiecare ispit are păcatul ei specific. Omul este ispitit odată la un lucru, odată la un alt lucru. O ispitire în toate felurile vrea să producă păcate de toate felurile. Însă, nu suntem în lumea aceasta singuri, numai noi și Satan, că ar termina și cu cei neprihăniți, că vrea să înșele, dacă ar fi cu putință, chiar și pe cei aleși, dacă s-a dat la numărul 1, la Iisus. Este un Dumnezeu pe pământul acesta și în cer, care are un aport în privința ispitei. În primul rând, citim ce spune Iacov, 1:13, este imun la ispită. Nimeni cât este ispitit să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu. Dumnezeu nu ispitește. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău. Dumnezeu nu provoacă pe nimeni la păcat și nimeni nu e în stare pe Dumnezeu să-l provoace, să facă păcat. Cam aici ne-ar dori cu vremea Dumnezeu și pe noi. Să nu ispitim pe nimeni și oricât ne-ar ispiti cineva, să nu poată produce la noi niciun păcat. Acesta este statura, statutul lui Dumnezeu și nu doar al Tatălui. S-a dovedit a fi și al Fiului. N-a ispitit pe nimeni și ispitit fiind în toate felurile, n-au scos de la el niciun păcat. Spunea Domnul Iisus, vine satana, dar în mine n-are nimic. Vine cu un arsenal întreg și merge înapoi fără gloante pe țavă și nici în încărcător. Dezarmat el însuși. Dar nu numai faptul că Dumnezeu este imun și că el nu ne ispitește, dar Biblia spune în 1 Corinteni 10:13 că Dumnezeu controlează ispita. Dacă n-ar fi sub controlul lui Dumnezeu, nimeni n-ar rezista. Spune Biblia în Evanghelie, și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, ce s-ar întâmpla? Așa e și în privința ispitei. Dacă n-ar controla-o Dumnezeu, nimeni n-ar scăpa. Nu v-a ajuns nicio ispită, deci rețineți, niciuna. Dumnezeu controlează, nu așa,
în mod arbitrar sau spontan. Dumnezeu controlează în mod absolut. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios. Dumnezeu în privința aceasta a fost și rămâne credincios. Nu va îngădui, deci este cu o îngăduință divină, să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu ispita, deci în dreptul fiecare ispite, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Aceștia sunt subiecții ispitei. Omul ca și ispitit, Satana ca ispititor și un Dumnezeu credincios care are motive să îngăduie, dar de asemenea este motivat prin esența sa de dragoste să nu ne lase și să ne izbăvească, numele Lui să fie binecuvântat. Vreau să privim acum la câteva forme ale ispitei. Din aceste multiple, diverse forme, să privim câteva. În primul rând, domeniul poftelor trupești. Aici ne atacă diavolul foarte mult. Citim în 1 Timotei 6:9, am luat doar două dintre ele. Lăcomia, tentația omului după bogăție, după bani, de a avea. 1 Timotei 6:9, cei ce vor să se îmbogățească, deci când Satana vede că de la tine există deschidere la pofta asta, după bani, după avere, cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită. Deci ispita vine din afară. Și când tu dinăuntru vrei asta, păi Satana îți va aduce exact ce vrei. Și dacă tu vrei, sigur cazi. Numai dacă nu vrei, atunci poți să nu cazi. Dar dacă tu vrei, găsești accepțiunea la tine. Te-ai dus, cad în ispită și asta nu-i numai așa ca o gripă. După o săptămână strece din oficiu. În laț, te-a prins în cursa de care am vorbit și acum ești omul lui. Nu ai venit cândva și ai trecut. Nu, nu. La el intri, la el e poarta deschisă când vrei la ispită. Sau dacă am putea o considera poarta la noi. Nu mă deschide eu odată. Că nu iese așa după 5 minute după o vizită normală. Sau cum trece unul care e cu taxele și se duce întreabă-și. Cad în laț, după prima ispită vine lațul, cursa. Și în multe pofte nesăbuite, iată cum în ispită caz numai când pofta ta face reacție. Și când ești deschis, accepți asta. Și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd, mai întâi urmează stări de declin și fapte rele, și în final în pierzare, căci iubirea de bani. Deci dacă la tine găsești aceasta, este rădăcina tuturor relor și unii care au umblat după ea, au rătăcit de la adevăr, s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Însă, deschideți la Proverbe 1:10, n-o să vină Satana să spună, auzi, vreau să-ți dau bani, vreau să facem o afacere necinstită. Satana lucrează prin oameni. Spune Biblia aici, fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăjească, aici ferirea de ispite, cu lăcomia în mod special, și îți vor zice, vino cu noi. Vedeți, mai mulți pot să zică, sau unul de mai multe ori, haide să tindem curse și mai multe, haide, vedeți, sunt niște provocări insistente. Versul 19, aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. În vremea noastră când noi spunem, România este o țară săracă, Satana în România, cu lăcomia asta, va să aibă trecere, că n-avem asta. Și el ne propune. Și Domnul Iisus a fost sărac și i-a propus și lui să-i dea lume, să-i dea pâine. A refuzat toate. Dar n-a păcătuit. O altă ispită în domeniul poftelor trupești. 1 Corinteni 7:5. Iară foarte vastă astăzi. E vorba de păcatele trupului, curvia și alte păcate asimilate. Eu citesc parafrazat aici. Să nu vă lipsiți, spune aici, de să ții cont de datoria ta familială, ca să nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre. Deci din pricina faptului că oamenii nu țin sub control poftele,
Deci dacă partenerul nu și le controlează suficient, ca familie fiind, ai și tu un aport. Să nu lași să-i le împlinească satana, împlinește-i-le tu. Tu împlinindu-le nu-i faci păcat. Dar satana împlinindu-le în afara familiei face el păcat. Este un domeniu la care putem să grijim în cadrul familiei. Aici ne putem ajuta mult unul pe altul, dacă singur nu obții biruință. Este un domeniu comun și Dumnezeu impută și celălalt dacă nu veghează și din moment ce pofta te marchează, satana urgent îți va aduce ispita în față. Că la unul care nu are poftă de mâncare, la bolnavi, ați văzut dumneavoastră ăștia care sunt privatizați în domeniul alimentar, să meargă la oamenii care n-au bani sau la cei care sunt sătui sau la care nu le este foame? Nu, se duce la oamenii care știu eu, într-un loc unde e piață sau niște mijloace de transport, știe că oamenii sunt flămânzi, s-ar cumpăra. Așa și satana. Unde vede deschidere, acolo își deschide piața sa. Un alt domeniu, domeniul spiritual, iarăși foarte vast. Citim câteva aspecte aici, Galateni 6:1. Vedeți, sunt ispitiți alte. Și noi, binevoitori, vrem să-i ajutăm. Însă, atunci când vrei să scape cineva de un câine, trebuie să ai și tu o bâtă bună, căci câinele nu se aleagă după alte criterii, decât dacă îi impui forța. Dacă cade vreunul în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu duhul blândeții, așa să nu îi frângem coloana vertebrală, și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu, mare atenție când îl ridici pe cineva. Dacă el este contaminat, vezi să nu te afecteze. Dacă cel care l-a trântit este acolo de față, vezi să nu te lovească și pe tine. Dacă nu mai bine, aducă și diavolul când vede că a căpătat bătaia și a fost scos afară, își mai aduce și el 7 mai tari decât el, să câștige bătălia. Dacă vrei să o câștigăm și noi, să ne aducem și noi vreo 7 mai tari decât noi. Atunci, sigur, vom câștiga. Vezi să nu fii ispitit. Încercând să lucrezi spiritual, se pot răsfrânge aceste stări negative spirituale asupra ta. Apoi, Luca 8:13, aici este vorba despre sămânța căzută pe stâncă, primește cuvântul îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină, cred până la o vreme, dar când vine ispita, cad. Venim cu entuziasm, cu bucurie, cu plăcere la Domnul, ne-a mântuit, dar satana urgent va veni cu vechile momel sau cu alte lucruri care ar vedea că ne poate prinde pe noi. Mare atențiune și aici. Apoi încă un domeniu, 2 Tesaloniceni 2, ispite prin slujire, prin semne, prin minuni. Satana te poate ispiti să te prindă într-o lucrare falsă, printr-o slujbă. Prin slujbă te poate ispiti satana, reține ce spune aici, 2 Tesaloniceni 2:9-10. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Semne, minuni. Satana poate amăji și câți nu sunt amăjiți. Babilonul din Apocalips, cum amăjește pe oameni, cum sunt ispitiți oamenii să practice idolatria? Nu prin slujbe? Una din cele mai frecvente arme ale satanei, pe câtă lume a amăgit, prin slujbe. Câtă lume are o religie falsă, un mod fals de închinare. Și satana îi amăgește în felul acesta, îi înșală, îi ispitește să se fie și ei închinători, să accepte o astfel de slujbă cu păcat și câștigă mult. Ar fi mai multe stări, amintesc când treacă fără să citim, zice Pavel în Galateni 4:14, el avea un anumit defect, acel țepuș, și ce asta putea constitui pentru voi o ispită. Ei, eu mă tem nu de ispitele astea mai tare, că știu eu ce defectul avea eu sau alt predicator și asta vă ispitește pe dumneavoastră. Mai mare ispită este când vine unul care nu-i pe undă cu Dumnezeu și te ispitește prin el și te-ai unit în duh și ați coabitat împreună.
Evrei 4 cu 15, căci nu avem un mare preot, vorbește aici Biblia despre Iisus, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. În mod special unde e slab, acolo vine ispita. Știți, te poți lovi, dar dacă undeva ești mai firav, acolo resimți urgent. Și unul care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și 2 cu 18, și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit. Când și suferi și ești ispitit, aici se pare că este culmea ispitirii. De fapt, dacă ești sătul, te poate ispiti cineva cu mâncare, nu? Dacă ai familia ta, poate încerca diavolul să te ispitească pe tărâmul ăsta, că nu prea are succes. Dar și să suferi și să te ispitească, Iisus a fost și în postura aceasta și a ieșit biruitor, să dea Domnul să ieșim și noi, amin. Vreau să ne uităm acum la câteva moduri de acțiune, de luptă împotriva diavolului când îi ispitește. Și pe acestea vreau să le rețineți. Pe astea, de până acum, cum ne ispitește satana, în toate feluri ne ispitește, spus pe scurt. Dar acum să ne uităm cum ne putem lupta. Și am notat aici 4, chiar 5 arme, posibilități de a lupta împotriva diavolului, împotriva ispitelor. În primul rând, rugăciunea. Domnul Iisus, când a învățat pe ucenici Tatăl nostru, cât e de scurtă rugăciunea asta, a inclus acolo o expresie care spune în 6 cu 13 și nu ne duce în ispită. Noi ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru, dar nu facem uz la extremă de ea. Dar vă rog, acest aspect nu-l pierdeți din rugăciune. Rugăciune preventivă nu ne duce, nu doar scapă-ne dacă suntem în ispită. Doamne, în viitor, Doamne, nu ne duce în ispită. Este un capitol important al rugăciunii. Și adăugăm un cuvânt din Luca 22 cu 40. Atunci când se apropiau ispite puternice pentru Iisus și ucenici, când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă. Rugăciune înainte, dar uneori este nevoie și la locul acela. Când ajungi într-un punct, este iminentă ispita, roagă-te masiv acolo, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. A venit a doua oră și a treia oră, din nou, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Oare ne rugăm noi? Ne rugăm noi în mod regulat și insistent să nu cădem în ispită. Degeaba ne lamentăm apoi și găsim scuze că știu eu cine ne-a provocat. Sigur, satana, cine altul, că doar nu Dumnezeu, el nu face asta. Rugăciune multă. Și atunci când nu este rugăciune, un om fără rugăciune, spunem noi frecvent, oamenii fără rugăciune nu rezistă. Dar de ce nu rezistă? Unul din motivele pentru care nu rezistă oamenii fără rugăciune este cășcat în ispită. O altă forță, o altă armă, este ceea ce se spunea cuvântul. Știți, când a venit, citim în Matei 4, ispititorul la Domnul Iisus, în fiecare din cele trei dăți, 4 cu 4, drept răspuns Iisus i-a zis, este scris, 4 cu 7, de asemenea este scris, și 4 cu 10, căci este scris. Asta înseamnă să cunoști cuvântul și să-l interpretezi corect. Să faci uz de el în mod corect. Satana te poate ispiti tot cu cuvântul. Și asta înseamnă că dacă îl știi așa vag, te poate păcăli. Păi dacă Iisus nu era întemeiat, dar cum se spunea, de la 12 ani era în temă, păi venea cu un pasaj biblic și câți nu ne duc pe noi cu preșul și satana prin ei ne ispitește, ce vă spuneam eu dumneavoastră, ispitirea prin slujbă. Și te pune să faci păcat că te-ai ispitit prin slujbă. Uite, se vă scris, Psalmul 91, ce nu știi? Și de-a spune, de asemenea e scris. Adică să interpretezi Scriptura corect, nu se contrazică cu altă parte a Scripturii. O interpretare corectă a cuvântului, spunea Domnul. Voi vă pierdeți că nu cunoașteți Scripturile și puterea? O a treia armă, vegherea. Și citim în Luca 22, o veghere și ne bucurăm că Domnul ne oferă harurile acestea anticipate de Domnul. Asta te ajută mult. Noi știm că diavolul ne ispitește, dar știm noi de unde vine? Știm noi când vine? Știm noi cu ce vine? Domnul le-a mai predicat ucenicilor despre asta, aici îl pune în temă pe Petru, 22 cu 31. Simone, satana a cerut să vă cearnă. Și i-a spus și ceva aproximativ. Uite, astăzi vine, nu cântă cocoșul,
de două ori până de lapte de trei ori. Nu putea să-i spună că, știu eu, așa era convenția. Așa dacă ne-ar spune Domnul, o să fi spus, Petre, fii atent, când o să fie acolo lângă foc, da? Poate și așa uita. Deci Dumnezeu ne ajută. Pavel spune, Duhul mă științează din cetate în cetate. Mai e un har să fii la Pentecostal să crezi în proroci. Că Dumnezeu te pune în temă, te avertizează. Când vine ispita? Cum vine? Dumnezeu lucrează și prin visuri și prin alte forme. Da, trebuie veghere. Asta spunea Domnul Iisus în Matei 26, vorbind cu ucenici. Le-a spus să se roage, dar le-a mai spus lângă rugăciune să atașeze ceva. 26:41. Vegheați și rugați-vă. Te poți ruga dimineața acasă. Poți te scoți din timp să citești nu știu câți psalmi. Dar dacă peste drum nu veghezi, peste zi nu veghezi, astea doar te pregătesc, te dotează. Dar veghea înseamnă să fii cu ochii în patru, cum i-a spus Dumnezeu la Israel pe drum. Să veghezi, să fii atent la orice moment. Că nu știi când și cum vine satana. Spune Pavel în Efeseni 6. Și voi dar stați gata. Stați gata că în orice clipă satana te poate ispiti în biserică. Poți să fie predică frumoasă, să cânte corul, să plângă o sfert de biserică. Și satana ție urgent să vină să spună o scenă în față, să te ispite și colegul tău la serviciu, nu știu ce ți-a luat azi o șurubelniță. Și mâine să-ți vine să dacă o găsești, ce să-i faci cu ea. Și să vii în biserică, numai dacă nu ești atent și nu ești gata de luptă oricând, să contraataci atacul său. Oricând ești pasibil să fii surprins într-o neatenție și ca pe front te-a lovit. O altă armă, răbdarea. Diavolul vine și ne pistonează, ne tracasează, ne supără și fără răbdare nu poți. Rugăciunea te ajută la răbdare, cuvântul îți dă exemple de oameni care au răbdat, Iacov, capitolul 1, versetul 12. Dar trebuie să răbzi. Asta e una din armele în ispită. Să răbzi, să stai. Spune-mi despre Domnul Iisus, l-a deschis gura. Nu s-a rugat Domnul Iisus înainte de a fi ispitit masiv atunci cu răstignirea? S-a rugat. N-a știut cuvântul, a știut, dar ce i-a mai trebuit? De seara de când l-au prins, până l-au pus pe cruce și inclusiv pe cruce, răbdare. Să răbzi ispita este necesar, să se te împotrivești acolo. Spune Biblia și citim în Luca 4 despre Domnul Iisus. Cum a rezistat el la asemenea ispite? 4:1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Și în versetul 13, după ce l-a ispitit din toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a dus vestea de jur împrejur. Iisus a biruit fiind plin de Duh. Doamne, umple-ne și pe noi. Și te miri de ce cădem atât de frecvent la ispită. Suntem slabi, nu suntem dozați, spunea Domnul în Matei 26, citim iar acel verset cu 41, legea ispitei. Vegheați și rugați-vă, Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Cum trăiești în carne și în firea, cum nu poți? Cum ești plin de Duh, cum reziști? Un om plin de Duh, ispitit fiind, nu se întâmplă nimic cu el. Acesta, oricum l-ai întoarce, nu-i spart, din asta nu curge nimic, dar care are fisuri, o fire și pe deasupra. Și când stăm așa într-o poziție oarecare, nu curge nimic din noi, dar ne răsucește cineva, tot ne golim, că undeva nu este totul în ordine. Hai să ne uităm acum la exemple biblice, oameni care unii au picat la examene și alții le-au luat. Har Domnului că uneori putem să le luăm în reluare, în reexaminare. Să luăm acum câteva exemple negative, privind la început, la familia lui Adam. Știți, în Geneza capitolul 3 a venit Satana și a ispitit-o pe Eva. Cu ce a ispitit-o? Cum i-o fi prezentat pomul ăla, uite cât e de frumos. De unde credeți că Eva atunci i s-a părut atât de plăcut la privit? Ce, până atunci nu l-a mai văzut? Da, așa el o fi descris Satana. Așa o fi aruncat o umbră de lumină spre el să fie la extraordinar de grozav. Așa este și cu păcatul. Ți-l prezintă Satana într-o lumină grozavă. Apoi, la Cain, întoarcem pagina. A venit și l-a ispitit
să omoare pe frate său. Și spune Dumnezeu 4:7, l-a văzut pe Cain că e ispitit. Auziți ce spune? După ce zice în 4:6, pentru ce te-ai mâniat? Era deja ispitit. Și pentru ce ți s-a pus omorât față? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Adică de aia nu te-am primit, că n-ai făcut bine. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, adică diavolul tot la ușa ta și se ține după tine. Și dacă pleci de acasă, el nu rămâne la domiciliu, se aștepte la treci, până atunci ești liber. Se ține după tine. Dar tu să-l stăpânești, să-l stăpânești, să te împotrivești, să nu te lași, să nu-l accepți. L-a stăpânit Cain? Nu. A cerut ajutor Domnului să-l stăpânească? Nici nu a vrut să recunoască Cain, de cum să se roage, de cum să ține cont de alte lucruri. Și a mai durat mult până a făcut păcatul? Nu. Însă Cain a zis, fratele său, haideți ieșim la câmp. Și l-a ucis. Și în urmă, când îi dă Dumnezeu pedeapsa, spune, e prea aspră asta pentru mine. Ar fi vrut să-l învie, dar nu învie Abel până la ziua de apoi. Că mai sunt alți Cain, să nu mai necăjească. Însă păcatul i-a săvârșit, nu l-a stăpânit. Asta e legea păcatului și a ispitei. Una dintre ele. Păcatul se ține de tine. Din momentul în care începe omul să fie ispitit, spune Iacov, și pofta când a zămislit. Dar este un proces ca și cu copilul, din momentul conceperii până în momentul nașterii, așa și cu păcatul. Vrea cineva să fure. Credeți că merge unul pe bulevard și vede o bancă și dă o spargere. Da, de unde? Caut atunci să vadă dacă are în buzunare. Dacă e profesionist, e altceva, dar vorbim când s-a apucat prima dată de meseria asta. Păi și-a făcut rost de scule, păi s-a gândit pe unde s-a tace, păi a primit informații. Deci este o zămislire. Sau cineva vrea să facă un anumit lucru. Este o perioadă când diavolul tratează cu tine, negociază. Când simți dorința asta, împotrivește-te, Dumnezeu vrea să te ajute, mărturisește, spune ce ai, ca să reziști ispitei. Un alt exemplu, și-am luat acum un om deosebit, ca să nu credem că ispita o fi pentru cei dincolo de gardul acesta, David. Citim în 2 Samuel 11. După mari zbânde, după ani de biruință, David, care nu s-a lăsat ispitit de Satana prin Abishai, când a zis, băi, dar taie capul la Saul. Lasă-mă, nu tu, eu, lasă că rezolv eu. Nu, să mă ferească Domnul. Și a rezistat la atâtea ispite în timp. Spune 2 Samuel 11 cu 2, într-o după amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit acolo o femeie. Și a întrebat, cine este? A trimis niște oameni să o aducă. Când te gândești, David să facă așa ceva? Și au situații despre oameni care au căzut într-un anumit lucru. Și am spune noi, a, poate a fost o situație de moment. Da, dar uite că David nu s-a trezit. Și a continuat să fie ispitit de Satana și a pus la cale uciderea lui Urie. Deci nu a fost doar un timp foarte scurt, într-o după-amiază. A durat zile în șir această ispitire a lui și parcă nu s-a deșteptat. Unde a fost greșeala la David? Unde este greșeala noastră să căutăm când astfel de pofte îi macină pe oameni? Ceea ce spuneam, tentația aceasta a curviei este foarte actuală astăzi. Și tot David mai suferă o ispită și cade la ea. 2 Samuel 24:1. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel. Deschideți, vă rog, și la 1 Cronici 21, dar nu închideți aici. Vreau să sesizăm un aspect, cel puțin așa înclin eu să cred că este. Nu spun neapărat că absolut este așa. Citiți două versete împreună cu mine, deci 2 Samuel 24:1. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David, deci rețineți, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor zicând, du-te și fă numărătoare. 1 Cronici 21:1. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Acum, cine l-a țățat? Că între a țăța și a stârni, e un termen similar, am putea spune. Domnul sau Satana? Eu personal cred, dar nu fac din aceasta lege. Noi ne rugăm și spunem în Tatăl nostru, nu ne duce în ispită. Căci dacă nu ești cum trebuie, te poate duce Dumnezeu în ispită. Adică te poate lăsa să fii ispitit. Există în acest proces al ispitirii o parte care o face Dumnezeu la cererea diavolului dacă tu nu ți-ai făcut partea ta.
Și Iisus a fost dus în pustie de Duhul, dar într-o altă postură, plin de Duh, pe când David aici a fost dus slab în ispită. A fost lăsat slab pentru că anumite păcate anterioare au făcut această provocare. Și David a căzut și a murit. Nu numai el a fost vinovat, ci parte din Israel, că au murit și ei. De aia spune el, Doamne, eu am păcătuit și de ce să moară aceste oi nevinovate? Deci să fim atenți la acest procedeu. Discutam noi cândva aici. Satana este atât de perfid, merge și cere la Dumnezeu drept să ne ispitească. Vine și ne ispitește și apoi ne provoacă pe noi să-L ispitim pe Dumnezeu. Adică de la Dumnezeu cere și în final tot împotriva Dumnezeu vrea să se răsfrângă ispita. Noi ne rugăm, Doamne, nu ne duce, dar sunt situații, vom vedea imediat, în care Dumnezeu ne lasă în ispită. Un alt exemplu este Petru. A căzut în ispită. Domnul l-a prevenit. Iuda a fost profețit despre el că va cădea. Dar despre Petru a fost profeție în Vechiul Testament că Musa să cadă și el? De ce a căzut? Eu m-am rugat pentru credința ta. Au spus, Domnul, rugați-vă ca să nu cădeți. Nu s-a rugat și a căzut. Nu s-a opus Satanei și a căzut în ispită. Și un alt exemplu din Noul Testament, Anania și Safira, Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 3. Anania, i-a zis Petru, pentru ce ți-a umplut Satana inima? La ei n-a fost o minciună de capul lor. Nu el cu Safira s-a înțeles acasă, ci Satana cu Anania și Safira. Satana le-a dat ideea, i-a ispitit și acest proces care vi-l spuneam. Uitați ce spune aici, versetul 9. Cum de v-ați înțeles voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Satana i-a ispitit pe ei și ei să ispitească pe Dumnezeu. Și de la Dumnezeu a venit pe loc pedeapsa pentru această ispită care i-a cuprins. Doar să fenteze cu niște bani. Și când te gândești, ce banală e asta printre noi? De exemplu, să-ți dea cineva, vine un ajutor de dincolo. Sau cineva, îți dă banii ăștia la biserică. Tu e undeva și tu te gândești, băi, da, am mai cheltuit pe drum, mai opresc ăștia pentru mine, dau restul, că nu mi-a numărat, da? Când mi-a dat el dolarul, era atât, așa cum a mai crescut, diferența rămâne mie. Mai diferența asta de ți-o impută Dumnezeu, te îngroapă ca pe ăștia. O ispită aparent simplă. Însă, Dumnezeu n-a suportat așa ceva și a dat o lecție care să rămână pentru toată posteritatea. Iată oameni care au căzut. V-ați gândit vreodată cum să fi pocăit Anania și Safira? Au putut să fie la început, nu ca Simon. Au putut să fie doi credincioși buni în Ierusalim. Dar au lăsat cândva pe Satana și spune aici că cu vremea Satana le-a umplut inima. Poate a fost ceva treptat ca la Iuda. Și când le-a umplut-o, i-a doborât și au fost gata, au fost irecuperabile, le-au umplut de Satana. Nu ceva accidental a fost la ei. Însă vreau să luăm acum exemple pozitive. Iov. Citim în cartea sa doar câteva versete. O ispitire din partea soției, 2:9. Nevastă sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. A cui era ideea cu blestemul? Al Michiduț. El așa a spus la întrunire sus că vrea să blasteme pe Dumnezeu. De unde i-a venit soției ideea asta, blastă-mă pe Dumnezeu și mor? Dar Satana i-a șoptit, asta zi așa. Nu vi se pare că uneori sunteți parcă inspirați? Știi ce să-i spui? Așa i-am zis, dar de unde ai avut ideile astea? Păi numai le-a dictat și numai le-a spus. Bleastă-mă, dar de unde ideea? Spune, vorbești ca o femeie nebună, adică nu vezi că ideea voluntine. Ce primim de la Dumnezeu binele, cum să nu primim și rău? Mai deschidem apoi tot în Iov, la capitolul 7, de la versetul 12. Se plânge el și spune, o mare sunt eu sau un balaur de mare de pus traj în jurul meu. Când zic patul mă va ușura, mă înspăimânt prin visuri, mă îngrozești prin vedenii și noaptea, ispitele, doar prin soție și prin bunurile materiale. Un om bogat să rămână acum să n-aibă nimic. Dar el personal, la nivelul minții și zi și noapte era ispitit. N-a reușit Satana nimic cu el. Ba încă și mai demult, înainte de încercare, capitolul 31, versetul 27, au zis cum încercase diavolul mai demult. 31:27. Și dacă, zice el, mi s-a lăsat amăgită inima în taină, diavolul mai demult a încercat să-l amăgească, chiar prin idolatrie, că nu uitați, în vremea lui Iov abundau Dumnezeii idolatrii antici. Dar Iov n-a căzut la idolatrie, nici măcar în inima lui. N-a căzut. Este mare lucru să reziști tentații ispite, nici măcar în inima ta.
să nu te atragă un idol de acum. Dacă reziști la libertate să nu te atace în inimă, când ești prins la strâmtoare, nici atunci nu te biruie. Dar dacă în libertate te biruie la inimă, pe când dublează forțele și ajungi într-o situație neplăcută, ești mult mai ușor de înfrânt. Iosif, Geneza 39. Cum îl ispitea femeia? Noi spunem și așa, să nu te duci în familie la cineva dacă e numai nevasta acasă. Să nu rămâi peste noapte acolo. Să nu te duci cu cineva numai cu mașina, că e ispită. Dar ăsta locuia acolo în casă, cu o ispită din asta. Păi cum nu l-a provocat femeia asta? Pe toate fronturile. Acolo locuia. Și vânea în mod special momentele când nu era nimeni, spune Biblia aici. A lăsat haina și a fugit. Și n-a căzut la ispită. Doamne, dă biruință tinerilor să nu cadă. Și familiștilor mai apoi. Cei trei, adică patru în Babilon, cum n-au căzut ei la ispită? Păi la școală fiind. N-au căzut la ispită de a se închina. Aminteam noi armele. Au fost rugativi cei patru? Lege și-au făcut din rugăciune. Au avut la bază cei patru cuvântul? L-au avut. Au vegheat ei? Au vegheat. Au răbdat? A spus, și dacă nu ne scapă, răbdăm flăcările. Și-au rămas în picioare toți patru. Și un ultim exemplu, Domnul Iisus. Haideți să ne uităm la Evanghelia după Matei, capitolul 4. Cum a venit Satana la el? Nu știu. Dacă așa ca și om Iisus l-a și văzut, sau doar la nivelul Duhului s-au petrecut toate acestea. Și începe cu ceea ce spuneam noi, una din forme, nevoile trupești. Auzi, să mănânci ceva. Când ești în post, pe atunci vine diavolul cu o poftă de mâncare. Cum credeți că i-a spus mănâncă pâine? Măcar că la Domnul Iisus păcatul nu venea din interior, numai din afară, dar la noi fiind și dinăuntru problemă, dar dacă intră Duhul Dumnezeu, noi nu e problemă, numai din afară și la noi, ca la Iisus. Și tentație, pe linia tuturor poftelor. Apoi să-l urce pe strașina templului, să se împlinească paragrafe din Scriptură. Păi diavolul te poate provoca să împlinești nu știu ce prorocii tu să le împlinești. Lasă să le împlinească Dumnezeu dacă a prorocit el, că e stăpân să le împlinească. Apoi te poate ispiti în domeniul planurilor spirituale. Păi Domnul Iisus a venit să cucerească lumea aceasta, toate împărățiile ți dau ție. Adică să le obții pe scurt. Da? Ai fost botezat în apă, ai fost botezat cu Duhul Sfânt, ai trăit frumos până acum, ești capacitat, dezvoltat, intră și ia-ți împărăția. Nu pe scurt. Spus, nu, nu se poate asta, ispitim pe Dumnezeu. Eu știu ce plan are Dumnezeu cu mine. Diavolul încearcă să recurgă la orice tehnică și la orice mijloc. Și nu numai aici l-a ispitit. O evanghelie spune că l-a ispitit după 40 de zile, dar cealaltă evanghelie spune clar că l-a ispitit și în alea 40 de zile. Dar citiți dumneavoastră în evanghelie, eu nu vă mai rețin acum. L-au ispitit cu banul, l-au ispitit cu femeia prinsă în preacurvie, l-au ispitit cu divorțul, l-au ispitit în câte și câte situații, cu întrebări din Biblie. Uitați-vă cum scrie în Evanghelie. I-au adus un ban ca să-l ispitească. L-au întrebat despre divorț ca să-l ispitească. În fiecare din astea era o doză de atac demonic. Că poate cineva să te întrebe despre divorț că nu știe cum e. Dar la Domnul Iisus n-a venit să-l întrebe un neștiutor. Și a venit Satana să-l ispitească efectiv. Se spunea aici să vă rugați pentru lucrători. Ați mai citit în Biblie că a mai fost vreunul ispitit ca Iisus? Ați văzut cum a căzut David, cum a căzut Petru? Ispitele sunt la nivelul lor. Dacă puterea e mare și ispita e îngăduită atât de mare, numai cât să nu treacă peste putere, mă, unul mic nu găde Dumnezeu să-l ispitească cu așa ceva, să treacă peste putere, pe ar fi doborât urgent. Nu neglijați această activitate a Satanei de ispitire. E una din activitățile lui de bază. Și se luptă în toate felurile, la nivel de trup, de suflet și de duh. Direct prin duhuri sau prin oameni răi. Și prin cei buni dacă nu-s pe fază. Numai atunci când fac asta nu-s buni, e paranteză. Omul este doar om. Și noi ne rugăm după Matei 6, Doamne, nu ne duce în ispită, dar o să ne dea Domnul Harul toată viața să nu ne ducă în ispită? Nu. Asta nu e o rugăciune care are un rezultat absolut. Acolo nu scrie, Doamne, nu ne du deloc în ispită, ci, Doamne, fie-ți milă când ne duci, nu ne du frecvent, hai, fii atent cu noi. Sunt situații, spune 1 Corinteni 10 cu 13, în care măcar că ne rugăm și Dumnezeu ne ascultă, să nu ne ducă în ispită, spune aici, și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puteri, dar nu scrie aici. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți. Deci ne rugăm, Doamne, fie-ți milă, ajută-ne, sprijinește, dar sunt situații în care Dumnezeu ne lasă. Și sunt ispite în care ajungi.
Ei, atunci, ajungând în ispită, trebuie să ținem cont că Dumnezeu este credincios. Și uitați-vă la acest verset. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Dumnezeu se uită la puterea noastră, însă dorește ca puterea noastră să crească, să fim tari, să ne întărim în omul dinăuntru, ca să putem face față ispitelor. Ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea. Adică ori a pregătit puterea să o răbdăm acolo, ori pregătește o cale de evacuare a noastră de acolo, ori pentru vremea cât ne ține acolo în ispită, ne sprijinește și nu ne lasă. Dumnezeu nu vrea să cădem în ispită. Când i-a pus Iisus la Petru mijlocul la îndemână? În grădină, la rugăciune. A luat Petru mijlocul la îndemână? Nu l-a luat. I-a mai aruncat o privire salvatoare. Bine că măcar de aia s-a agățat și afară din curte. Deci, să nu înțelegem că dacă asta e puterea noastră, de acum musai să nu cădem. Domnul vrea să te împuternicească prin rugăciune, prin cuvânt. Te anticipează că vine o ispită, vrea să te dozeze, să fii tare, să reziști. Dar dacă astea nu le iei, ca și cum merge copilul la școală, auzi, ia-ți haina pe tine că plouă, ia-ți merinde. Acum nu mi-e foame și în casă nu plouă. Și merge fără merinde și fără hanorac pe el. Spune, mamă, m-am răcit și așa foamea a răbdat. Dar cine devine mama, nu? Așa și cu Dumnezeu și cu ispită. El vrea să te pregătească, spune totul la îndemână, dar dacă noi suntem comozi, dacă noi suntem tari, puternici și nu ținem cont de armele acelea, rugăciune, cuvânt, veghere, răbdare și toate sub oplinătatea Duhului, nu reziști că ispititorul în toate felurile caută. Și Dumnezeu are momente în care te lasă. Te lasă fie că nu ești cum trebuie, te lasă fie ca să fii încercat la cererea diavolului. Deci rugându-ne, Doamne, nu ne duce în ispită, Dumnezeu pe noi nu ne duce sigur, numai dacă eventual aprobă la cererea diavolului. Și Iacov 1:12, fericit de cel ce rabdă ispita. Căci după ce a fost găsit bun, ispita trebuie să ne dovedească că suntem buni. Nu în sensul bunătate, ci în sensul bun de apt. Va primi coroana vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Suntem ispitiți acum, dar omul care e ispitit acum va fi fericit o veșnicie. Dumnezeu păstrează cununi pentru oamenii ispitiți. A primit Iisus o cunună care a rezistat ispitelor? Multe cununi împărătești. Doamne, numai o cunune dă-ne și nouă. Nu de dragul cununii, ci de dragul de a ajunge la tine. Că Dumnezeu nu o să ține sclavi în ceruri. Acum apărem sub formă de sclavi. Acolo toți o să fie încununați. Și vom sta împreună cu El pe tron, dar aici să ne ajute Domnul să rezistăm ispitelor, rugându-ne și făcând toate celelalte lucruri și apoi încredințați pe Dumnezeu care nu lasă peste putere, ci ca la Iov îi spune satanei atât, să ne facem noi partea noastră, Dumnezeu este credincios și într-o zi, oricând vine Domnul, oricând mergem noi la El, scăpăm de ispititorul, până atunci Domnul să-L mustre. Și pe noi să ne păzească și să ne izbăvească. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.